Charles al III-lea, proclamat oficial rege pe 10 septembrie 2022, și-a arătat cu prilejul fiecărei vizite admirația față de țara noastră. În 1998 a pășit pentru prima dată pe pământ românesc, când a avut și o întrevedere cu fostul președinte Emil Constantinescu. De atunci, ori de câte ori a avut ocazia, a revenit printre oamenii care i-au cucerit inima, după cum a afirmat de mai multe ori. România ocupă un loc deosebit în inima mea. Îl număr printre strămoșii mei pe Vlad Țepeș, ceea ce ar putea explica de ce, la fiecare vizită, o parte din mine se simte acasă, declara prințul de Wales la acea vreme în cadrul unui film de prezentare a României realizat de jurnalistul britanic Charles Otley, producătorul seriei de documentare Wild Carpetia. Iubirea pentru România s-a transformat și într-o implicare activă în păstrarea patrimoniului cultural românesc, motiv pentru care a cumpărat și a restaurat mai multe case vechi din mediul rural. Multe dintre vizitele realizate în România au avut caracter privat, pentru că majestatea sa regele și-a dorit să se bucure de peisajele superbe, dar și de locurile încărcate cu tradiții ale României. Se știe deja că localitatea de suflet a devenit satul Viscri. În vizitele sale însă, regele Charles al III-lea s-a întâlnit cu toți șefii de stat ai României, Emil Constantinescu, Ion Iliescu, Traian Băsescu și Klaus Iohannis. În 2014 a primit titlul de doctor honoris causa al Universității din București, festivitatea având loc în aula magna a Palatului Facultății de Drept. În vara lui 2015 a fost lansată Fundația Prințul de Wales, organizație caritabilă ce sprijină conservarea patrimoniului arhitectural, agricultura și dezvoltarea durabilă în România. Fundația Prințul de Wales este parte din The Prince Charity Group și are sediul în Viscri, județul Brașov, localitate care a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. La un an distanță, în 2016, regele Charles al III-lea a participat la inaugurarea Centrului de Pregătire Profesională de la Viscri, unde sunt învățate meșteșugurile tradiționale românești. Anul 2017 l-a adus pe regele Charles al III-lea de mai multe ori în România. La finalul lunii martie, timp de 3 zile a participat la mai multe întâlniri, a realizat mai multe vizite și a fost decorat de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, în semn de prețuire pentru activitatea în România și pentru promovarea imaginii acesteia în lume. I shall treasure this honor as a special symbol of my great affection for Romania and her people and of the warm relationship between our two countries. As you know, I am enormously proud of having a Transylvanian great-great-great-grandmother, herself descended from Vlad the Impaler, thus giving me at least a small stake in your country. A participat de asemenea și la ceremonia solemnă de comemorare a eroilor care au murit luptând pentru România. Un alt moment important a fost întâlnirea cu prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Române. Thank you very much.
Iubitor al tradițiilor românești, regele Charles al III-lea a petrecut câteva ore și la Muzeul Național al satului Dimitrie Gusti din capital. Promovează tradiția românească să contacteze unde are dânsul colecție în Marea Muzică. Poți și purta, da? It's only one size. Parcul natural Văcărești, centrul vechi al capitalei cu Hanul lui Manuc sau Biserica Stavropoleos, dar și Teatrul Național București sunt alte locuri vizitate de majestatea sa. Regele Charles al III-lea s-a întâlnit tot în martie 2017 cu beneficiarii fundației Fara din Popeșle Ordeni, dar și cu cei ai hospis Casa Speranței din capitală. A stat de vorbă cu oamenii, a luat parte la activități și a primit daruri din partea copiilor. Satul Vizurești s-a bucurat de prezența regelui Charles al III-lea tot în martie 2017. Fabrica de mătuși. Such a good idea. Brilliant. These are local. Terribly useful. And that. A small one. Yes. No, it's very nice. It's very nice. În mai același an, revine în România de această dată în județul Brașov, dar și la Cluj, unde primește titlul de doctor honoris causa al Universității Babeș-Bolyai. Apropiat al casei regale din România, regele Charles al III-lea a fost prezent și la funeraliile regelui Mihai I al României în decembrie 2017. În mai 2018, regele Charles al III-lea se întoarce în România pentru scurt timp și participă la o întâlnire la Palatul Elisabeta cu majestatea sa Margareta, custodele coroanei române. În aceeași perioadă a vizitat sediul fundației care îi poartă numele, amplasat într-o casă din anul 1700 în satul Viscri, unde s-a bucurat de prezența micilor fermieri și producători de alimente artizanale din România, dar și de întâlnirea cu multiplul campion olimpic Ivan Pațaichin. So are you still doing all these energetic things? Yes, you can see here some photos from the projects of the association. La toamnă, în septembrie, o să fim pe Tamis. They've got a fabulous project and I would like to support them. There are 7 boats, shot there, 6 boats from Romania coming to the Tamis in September, because it's the centenary, and they come from all the historical provinces, and they will take part to the Tamis festival. Are you in training? Yeah. So you can only eat fish. Yeah. I'm very impressed. Cea mai recentă vizită în România a fost pe 25 mai 2022, având atunci întrevederi cu președintele și cu premierul României, dar și cu custodele coroanei române, Margareta. În aceeași zi s-a întâlnit și cu refugiații ucraineni la centrul de la Romexpo, amenajat pentru ajutarea celor care fug de războiul din țara vecină.